Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Nu ne-am mai văzut de mult și m-am gândit că primăvara este timpul potrivit să încep să vă iau din nou cu mine în natură. Știu că mulți dintre voi petreceți mult timp în spații închise, printre munți de beton și doar o plimbare prin parc la sfârșit de săptămână nu este suficient să vă astâmpere setea de natură, de verdeață, de liniște. De aceea îmi propun să împărtășesc cu voi bucuria de a fi în mijlocul naturii, în locuri mai sălbatice și poate chiar să vă inspir să alocați mai mult din timpul vostru liber ieșirilor în natură. Anul acesta, luna martie, m-a găsit la Cluj și mă aflu în pădurea Făget, care începe chiar de la marginea orașului. Pe măsură ce pătrund mai adânc în pădure, zarva orașului se stinge și doar zgomotul pașilor mei prin frunzișul uscat mai tulbură liniștea și cântecul păsărilor. Săptămâna trecută, iarna a încercat să ne mai sperie puțin, așa că mai erau urme de zăpadă și puține plântuțe îndrăzniseră să iasă la lumină. Acum, la doar câteva zile distanță, peisajul s-a schimbat și covorul maroniu de frunze moarte e presărat cu pâlcuri verzi și flori de primăvară. Haideți să vă arăt ce flori am găsit. Asta e o floricică tare frumoasă. Am descoperit-o acum, pentru prima dată. Și am aflat că se numește măseaua ciutei. Asta e anemona. Asta e o floricică pe care am mai întâlnit-o, dar nu știu cum se numește. O voi căuta cu o aplicație pe care vă recomand. Mi se pare cea mai bună dintre câteva pe care le-am încercat. Se numește PlantNet. Sunt destul de puține flori, așa că de data asta nu voi presa, le las să se înmulțească și să se bucure toată lumea de ele. Asta vă recomand și vouă dacă vreți să culegeți și să presați flori, să o faceți doar din locuri în care cresc din abundență. E minunat în natură. Dacă aveți ocazia să mergeți într-o excursie, să ajungeți într-o pădure sau chiar într-un parc mai mare cu zone mai sălbatice, profitați de această perioadă să absorbiți cu toate simțurile energia asta proaspătă, binefăcătoare a naturii care se trezește la viață. E o atmosferă care poate să-ți schimbe starea, să-ți schimbe ziua, poate să-ți dea poftă de viață și curaj să depășești orice obstacol întâlnești în cale. Până la o nouă întâlnire, vă îmbrățișez din grădina sălbatică și nu uitați, bucurați-vă cât mai mult de natură. Pe curând!